Salut copii, salut părinți! Suntem Bibi și tate Florin și astăzi noi vom face un exercițiu. Ok. Vom începe prin a ne mișca. Pur și simplu, sărituri de un picior pe altul, un picior pe altul. Vom face exerciții ca să facă și părinții și copiii acasă. Nu o să fie exerciții grele, să fie cât de cât ok pentru toată lumea. Tot trebuie să fim în mișcare. În mișcare. În mișcare. 20 secunde, 30, să fim în mișcare, este foarte, foarte suficient, fiecare exercițiu. Vom începe. Bravo! Trebuie să mișcăm și brațele, lateral, lateral. Nu mai dreapta, Bianca. Nu mai dreapta, Bianca. Așa, hai. Ordonare, super! Super! Mișcare, mișcare, mișcare. Mișcare. 20 de secunde, 30, hai. Este greu, Bianca? Hai, hai, bine, hai. Mișcare, 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 mișcare. Acum îmi face în spate, mișcare. Mișcarea spate. Hai, hai. Spate, spate, bravo, spate. La muzică. Hai, 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 mai multă mișcare, mai multă mișcare. Hai, hai, că poți. Piciorul în spate. Lateral în spate, în spate. Hai, 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 foarte bine, foarte bine. Și acum o să petat de puțin. Alt exercițiu corect, da? Uite, uite. Sub formă de încălzire. Este foarte bun. Foarte, foarte bun. Să facem și de mișcare. Atât părinților cât și copiilor. Este foarte important.
puțină pauză, da? Scuturăm, respirăm cum? Ridicăm brațele. Și apoi. Brațele sus. Tragem aer în piept și uităm afară. Inspiră. Expiră. Și rămânem acolo 2-3 secunde. Ne vom prinde de șold și vom sări față în spate. Super! Față în spate, haideți! Haideți! Cu siguranță toată lumea poate să facă acasă. Asta a fost și ideea ca să facă toată lumea. Mișcare. Super! 50 secunde pauză. Hai, puțin de puțin. Super! Hai, scuturăm, scuturăm. Și brațele și picioarele. Pentru a continua alt exercițiu. Acum, brațele pe șold și vom face stânga dreapta săricuri. Cum? În lateral. Hop, hop. Super! Bravo, bien! Profesoare, foarte bună ești! Super! Da, foarte bine, da! Foarte bine! Săriți! 20-30 de secunde în continuu. Este o mișcare cardio și pentru puls. Pentru inimă este foarte important și pentru transpirare. Hai, hai, hai. Haideți, hai, hai. Încurajează copiii să facă mișcarea acasă, bine. Da? Îți plac exercițiile, tati? Da. Este bună mișcarea? Scutură. Scutură, scutură. Și. Foarte bine. Cum ce vom face? Vom ridica câte un genunchi. Unu, 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 unu. Pune mâna pe palmele pe genunchi. Diagonală, da? Hai, arată diagonală. Așa, bravo, tati.
Ișor și te bate, nici foarte bine. Foarte bine. La. Hai, hai. Face mișcare, mișcare, mișcare. Cât mai multă mișcare, cât timpul mișcare. Și așa scuturăm, scuturăm. Obosit? Da? E greu? Mișcare, trebuie să consumi energia. Hai. Călcâiele așezute? Cum? Sus, sus, sus. Uitați, când este lateral, să duceți călcâiele la fese. Ia uitați. Și brațele mișcați. Nu trebuie neapărat foarte repede să faceți mișcarea asta 20-30 secunde. Cum poate fiecare. Ia uitați. Și brațele să fie coordonate. Mișcați și brațele, e foarte important. Să vă puteți ajuta să faceți acest exercițiu. Hai, ține, ține. Ține, ține, e foarte bine. Bravo, scuturăm. Scuturăm. O avea genunchii sus, da? Fiți în mișcare, mișcați-vă, este foarte important. O să vi se pare puțin greu, dar este foarte, foarte benefic să fii în mișcare. Pentru a transpira și a ajuta inima să puțeze și să fie sănătoasă. Că asta e și ideea, nu? La această mișcare. Încercăm să facem genunchii sus. Nu este grabă. Da? Să facem corpiau. Genunchii sus, uitați din profil. Poate fiecare acasă. Mai ușor, mai... Fiecare cum poate. Și cât poate. Hai, puțu. Așa, foarte bine, mă, brațe. Bravo. Bravo. Hai. Hai, hai. Nu, 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 cu brațele. Foarte important. Foarte, foarte important. Am zis 20-30 de secunde. Cât puteți. Cât puteți, exact. Bravo. Sus. Și lași brațele. Ia uitați. Ia uitați. Și acum, scuturați. 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 Și care? Asta e adevărat pentru copii. 7,
Și asta e valabil pentru copii. 8, 9, 10. Foarte bine pentru astăzi. Bravo. Hai să transmitem ceva tare. Vă rog să vă abonați și să dați subscribe. Dacă nu v-ați abonat, numărăm până la 3. 1, 2, 3. V-ați abonat? Da, mulțumim că ne vizualizați. Promitem că vor fi noi exerciții, da. Noi antrenamente. Avem cerere pentru mine a face antrenament specific pentru fotbal, o să fac, a unei echipe de copii. Mai avem cereri să vină copii la noi acasă, dar în situația aceasta nu avem cum. Dar vă promitem, după ce se termină această problemă cu virusul acesta, vă promitem că veți veni la noi acasă. Ești de acord, Bianca? Sau noi o să venim la voi acasă. Și vom face împreună. Vă pupăm, o zi bună! Pa! Pa!